Bună seara, dragi români de acasă și de pretutindeni. Sunt sigur că foarte mulți dintre dumneavoastră sunt aproape de noi. Am plăcerea să am invitat în această seară, aproape de mine, aproape de dumneavoastră, dragii mei giurgiuveni, cine altcineva decât domnul Adrian Anghelescu, care îi mulțumesc pentru faptul că este prezent la Giurgiu înainte. Bună seara! Domnule Anghelescu, dumneavoastră sunteți un tip foarte responsabil de absolut tot ceea ce faceți. Iată că suntem năpăstuiți cu acest virus care a dat peste cap întreaga omenire. Iată, mulți oameni și-au pierdut slujbele, alții suntem pe pragul de a ne pierde sănătatea. În câteva cuvinte pentru giurgiuvenii noștri, deși mass media națională abundă, la un moment dat chiar ne sufocă despre acest virus, însă mult foarte agresiv, astfel încât să ne determină să ne fie teamă, frică, din punctul meu de vedere. Vă rog. Bună seara tuturor, în primul rând. Într-adevăr, trebuie să fim triști, dar nu depresivi. Totul trece. Așa cum bună oară știm din istoria noastră. Dar să nu uite niciun cetățean, niciun giurgiuvean că autoritățile fac tot ceea ce trebuie spre binele său. Spre binele fiecărui giurgiuvean. Astfel încât, după cum bine știți, nici o săptămână în urmă, mai precis de marța trecută, s-a constituit grupul tehnico-științific format numai de specialiști. Iar de acolo pleacă, ca și măsuri generale, funcție de clișeul și de lucrurile întâmplate în celelalte state, ca norme generale de aplicare, după care sunt puse la dispoziție în guvern, pe domeniile de specialitate, mai departe către autorități, funcție de specificitatea și domeniile fiecăruia, mai jos se dau atribuțiuni și responsabili și înlocuitori, pe de-o bălă, ulterior creându-se controlul și managementul situației. Astfel încât la sfârșitul fiecărei zile, funcție de conjunctură aferentă, are loc raportarea, modificările, dacă se impun în aceste hotărâri și implementarea lor către a doua zi, aducându-se, bineînțeles, și îmbunătățiri pentru situația creată. Domnul Anghelescu, iată că făina a ajuns la 8 lei kilogramul, cartofii 4 lei kilogramul, alimentele sunt, prețul alimentelor, iată, este la buna plăcere, ca să pot spune așa, a fiecărui întreprinzător particular. Da. Se poate spune, domnule Anghelescu, poate este forțată întrebarea, căci autoritățile la nivel național au cam pierdut legătura? Nu poate să aibă controlul în momentul de față asupra specului și a contrabandei care se pregătește în piață. Dar cu siguranță se vor implementa și măsuri în acest scop. Pe de altă parte, fac un apel să nu ajungem la dezumanizare și la demnitatea fiecărui comerciant. Este inuman să crești peste noapte prețurile alimentelor și să nu se gândească și la săracii oameni care n-au de pe zi pe cealaltă. Aici, structurile cred că își vor face datoria și se vor găsi vinovații. Deocamdată nu se aplică aceste măsuri ca să nu bulverseze, practic, o groază de dosare penale și arestări imediate. Dar, cu siguranță, dacă se va impune, fiți siguri că așa se va întâmpla și implicit și asupra abuzurilor create de către autorități. Totul este să trecem cu bine de această situație, care probabil se va agrava, n-are sens să ne ascundem după degete, dar sunt și zvonuri optimiste, că au apărut deja și pastile antivirale și au reușit să identifice tulpina și se pare că și canadienii, și germanii, și britanici lucrează în acel moment, nu ca pe un concurs, ca și un concurs, ci ca pe o ștafetă. Să sperăm, cum v-am mai zis, că vom trece și peste această încercare și ce să mai zic, practic până mai ieri s-a dezvoltat, cum să spun eu, foarte rapid. Răspândirea a avut o creștere exponențială și datorită lipsei de educație a unora dintre noi, că v-am mai spus, fără educație nu vom fi liberi niciodată. Fiindcă dacă întrebăm cetățenii dacă au avut habar
regulamentul internațional sanitar. Și nu numai pe cetățeni, și pe autorități. Dacă îi puneam să numească organismele internaționale ale sănătății. Dacă. Bun, punem punct acestui, cum să spun eu, dialog despre acest subiect, fiindcă nu e momentul. Momentul tranșării situației și găsirii responsabililor care au închis și Canta Cuzinou și n-au investit și Polidinul și toate lucrurile acestea, vor face obiectul unei anchete de amploare. Important este că statul român va fi sau va ieși întărit, fiindcă vom ști cui să atribuim vinele pe toate slăbiciunile cu care ne confruntăm în ziua de astăzi. Și nu uitați, stimați concetățeni, că știrile false, fake news-ul, atrage cum atrage magnetul fierb în zilele de astăzi. Fiți atenți numai pe site-urile autorităților, numai știri oficiale, nu vă lăsați manipulați, așa cum v-am rugat de atâtea ori. Da, iată, domnule Anghilescu, Floresc Aurora, Ana Maria, Da Ponte Dan, Cristi, Cristian, Da Ponte Dan, domnul profesor, ne salută pe amândoi, salut Remus, salut Adrian. Bună seara! Da, Cezarea Nicoleta aproape de noi, Prodan Leontina, Sorin Voina, prietenul meu de la București, da. Veronica Olteanu aproape de noi, Florescu Toma, felicitări, mulțumim domnule director, mai târziu o să intrați noastră în direct. Elena Giurgilă ne felicită și dumneavoastră, iată mulți giurgiveni aproape de noi. Iată ne întreabă Mirel Voinea. Viața merge înainte, domnule Anghelescu. Așa. Au fost în viață, în istoria întregii omenii, fără doar și au fost ciumă bubonică, gripa spaniolă. Corect. Important este cum trecem peste acest. Exact. Cer să trecem peste acest hop cu demnitate. Exact, să nu ne sperăm, să nu ne speriem. Iată, de exemplu, Mirel Voinea, prietenul nostru de la TV Giurgiu, întreabă, pe dumneavoastră vă întreabă, până la urmă s-a încheiat sondajul pentru primărie? Veți candida la primărie domnul Anghelescu? Întreabă Mirel Voinea. Mă face să zâmbiți. N-am venit la dumneavoastră în scopuri electorale. Sau... Este întrebarea giurgiuvenilor. Da. Eu astăzi... La vedere. Vreau să vă spun că mâine... Ca să dau un exemplu, aș semna adeziunea la toate partidele. Astăzi nu mai contează politicul. Contează doar cum ne putem descurca în situația gravă în care ne aflăm. Și, practic, trebuie să gândim ca o comunitate, să ne ajutăm ca o comunitate. Bineînțeles că nu suntem o comunitate încă. Da, suntem cam dezbinați, trebuie să recunoaștem. Iată, doamna Alina Mectai, mulțumim, se află aproape de noi. Mărturesc clar Victoria, mulțumim, doamna Clara. Veronica Olteanu ne felicită pentru emisiune. Este pentru giurgiuveni, dragii noștri concitadini. Și nu numai. În primul rând, Giurgiu înainte este emisiunea giurgiuvenilor. Aduce la conștiință toate noutățile, toate de la pagele administrative care au loc în municipiul și județul Giurgiu. Este normal să monitorizăm. Mariana Ivănuș, Ana Maria, aproape de noi, Maria Minea, Steliana Stroescu, mulți, Radu Caraivan, mulți prieteni ai noștri sunt aproape de noi, mulți giurgiuveni. Vă rog frumos, dragii noștri giurgiuveni, orice întrebare aveți pentru domnul Adrian Anghelescu, orice curiozitate, vă rog frumos să o adresați prin mesaj scris pe pagina mea de Facebook Remus Gușă. Este normal. Discutăm și despre situația actuală care este gravă, pot să spun, însă, exact cum a spus domnul Anghelescu la început, nu trebuie să ne disperăm, nu trebuie să ne pierdem capul. Oamenii ar trecut prin mult mai multe, războaie mondiale, multe altele. Trebuie să treci și peste asta, nu se poate, nu se poate, face parte din viață. Doamne ferește de mai rău, exact cum a spus Jidanu. Domnule Anghelescu, până să primim mai multe mesaje pentru dumneavoastră, sunt convins că giurgiuvenii vor fi pe recepție, mai ales că dumneavoastră nu puteți sta mai mult de o jumătate de oră la noi la emisiune. Vă rog frumos să ne spuneți. Cum gestionează autoritățile din Giurgiu această situație de urgență? Autoritățile au început să se miște foarte bine. Am stat de vorbă cu doamna prefect și cu domnul subprefect, am stat de vorbă cu domnul primar, am stat de vorbă cu alte autorități locale. Practic s-a înțeles planul de măsuri generale și planul de măsuri specifice, dar totodată ce am uitat să discut cu dumnealor este faptul că eu, cum am fost înglobat într-un grup de prevenire
a coronavirusului la București, prin și însăși prin ședințe de guvern incluse în grupul tehnic științific, se apreciază foarte, foarte mult informația care pleacă de la cel ultim vizat, respectiv muncitorul specialist în acel domeniu, fiindcă nu numai, cum să spun eu, managementul are o cursivitate de sus în jos, ci se bazează pe un plan informativ foarte bine, cum să spun eu, venit de jos în sus. Așa că nu pregetați nicio clipă dacă considerați că puteți îmbunătăți vreo metodă de aplicare a măsurilor, a ordonanțelor, de la 5, 6, 7, 8, 9, 10, că vedeți dumneavoastră, noi ne-am uitat mai mult pe WhatsApp și pe toate știrile false, dar practic noi n-am citit ordinele de ministru care au survenit până la scenariu 4, nici n-am știut de când până când durează un scenariu, care sunt metodele specifice. Și vă mai rog ceva, acționați astăzi ca și când ați acționa peste 2 săptămâni. E mai bine să preveniți și să anticipați decât să reacționați. Avem bună oară ajutorul Domnului că nu s-a întâmplat prima dată la noi în țară. Și avem exemplu Italiei, avem exemplu Spaniei, avem exemplu Franței, așa încât putem acționa preventiv. Dar dacă nu stăm la nivelul sistemului sanitar foarte bine, în topul mondial sau în topul european, și nu suntem nici pe primul loc, după cum bine știți, și nu avem aproape de niciunele, chiar dacă nu avem de niciunele, noi putem fi primii în lume la nivel preventiv, la nivel de distanțare socială. Ne descurcăm ca pe front cu ce avem. Igienă, distanțare socială. Vă rog foarte mult. Fiindcă sunt, cum să spun eu, nemulțumit și până în ziua de astăzi, când nu s-a luat o măsură, să presupunem, în domeniul transportului public, în Giurgiu. Astfel încât o primă fază era de a impune șoferilor să nu ia pasageri decât la jumătate din capacitatea microbuzului respectiv. Pot să pierd eu orice alegeri. Puteți să dați cu pietre în mine. Important este să salvăm vieți și să stopăm răspândirea acestui virus. Ce vom face? Ne place sau nu? Vrem să mergem toată ziua, bună ziua, la Kaufland, dacă am uitat să cumpărăm un articol ieri și nu l-am mai găsit pe raft, să alergăm la prima oră, mâine dimineață, să creăm aglomerări în acel microbuz cu oamenii care se duc la servici, să ajutăm la răspândirea virusului și totodată, odată apăruți oameni infectați, se va interzice cu desăvârșire transportul public în comun. Chiar vreți să ajungem în ipostaza aceasta? Eu cred că nu. Vorbeam, domnule Anghelescu, astăzi cu mai mulți prieteni din Madrid, din Roma, spuneam faptul că poliția umblă pe străzi. Da, este normal. Este situația mult mai gravă acolo. Păi, dumneavoastră ați vorbit și de contrabandă și de speculă. Practic, cetățeanul trebuie să aibă, cum să spun eu, certitudinea că este apărat în fața acestor mârșăvii care se petrec și odată cu catastrofele naturale, de situații de sinistru. Sincer, nu am crezut de când de lumea a fost asta. Bineînțeles. Și atunci, când avem nevoie de poliție, de jandarmerie și de orice lucru și de servicii de informații și de orice, atunci trebuie să-și facă datorie. Dar să nu abuzeze de acest lucru. Da, iată Flori Bălănică, Ghiricho din Voianu, prietenă dragă din Madrid, Elena Lucia Gâscă, bună seara, felicitări pentru emisiune, Vasica Proitoru, felicitări, de asemenea din Madrid. Aș mai vrea să intervin. Vă rog. Scuzați-mă. Să nu se gândească populația giurgiuveană și nu numai, că autoritățile nu se gândesc și la domeniile vitale, respectiv apa, service, Enel, gaze. Toate lucrurile sunt puse bine la punct astfel încât să aibă asigurarea continuității. Echipele de intervenție să fie pregătite, să nu existe avarii sau dacă există să fie remediate imediat, fiindcă știm că igiena este pe primul loc în prevenția coronavirus. Deci să fie conștienți giurgiuvenii că toți suntem implicați pentru a face cât mai mult bine pentru comunitatea noastră. Dacă aveți ceva de reproșat, nu ezitați. Nu ezitați. Imediat pe site-ul primăriei, pe site-ul prefecturii, fiindcă vom veni să rezolvăm imediat orice problemă. Dragii mei giurgiuveni, vă rog mult de toți să îndrăzniți orice problemă, orice curiozitate, orice doriți să aflați, absolut orice domeniu de activitate, vă rog frumos apelați, dați mesaj, întrebați, fără niciun fel de problemă, vă stă la dispoziție. Aș vrea să mai elimin
o temere pe care o are populația. Sigur. Și în cazul în care va exista, probabil, reducerea anumitor drepturi civile și obligativitatea de a sta în casă, să nu credeți că nu s-a gândit autoritățile și implicit eu ca să punem la punct un plan pentru alimentația publică, respectiv, prin șeful pieței centrale, cu identificarea producătorilor, acum se lucrează la lucrul ăsta, pentru a avea furnizori către restaurante, cantine, fast food-uri, astfel încât să poată asigura în integralitate tot orașul cu alimentația publică. Bineînțeles că micii întreprinzători, mini-marketurile, le se vor da și permise de acces. De-aia vă spun eu, este un clișeu. E bine să urmăriți ce se întâmplă și afară, că practic vor fi aceleași metode. O să fie, practic, unii dintre voi vă veți comanda și pizza. Da. Există posibilitatea, nu? Meniul, bineînțeles. Da. Dar totul sub un control și prin asigurarea continuității și în alimentația publică. Da, iată Gabriela Lavinia. Gabriela, felicitări și multă sănătate. Avem nevoie toți, distinsă doamnă. Fel, sigur că da. Iată Andrei Bodurincă, doi oameni minunați. Da, Andrei, mulțumim mult de tot. Mulțumim de tot că ne apreciezi. Florin, bună seara. Ce măsuri au luat autoritățile locale cu privire la explozia de prețuri? Exact de ce am vorbit noi, domnul Anghilescu, mai devreme. Florin, Georgivean de-al nostru. Da, din punct de vedere al legalității nu pot să intervii. Dar ce vă rog eu, să-i țineți minte, așa cum i-a ținut minte pe naziști în al doilea război mondial. După ce vom trece de acest episod, vom ține minte cine a mărit prețurile peste noapte, cine a profitat de situație și cine nu. Da, da. Iată, Mihail, norocul nostru cu domnul Anghelescu. Iată, domnule Anghelescu, vă confruntați cu un val de simpatie din partea giurgiuvenilor. Toți vă apreciază, iată, sunteți aproape de ei. Vă dau cuvântul meu, domnule, nu dau nume, exact cum ați dumneavoastră, nu este momentul acum, însă am apelat mai mulți decidenți ai județului Giurgiu să intervină în emisiune pentru a liniști giurgiuvenii. Pentru că, iată, mass-media națională înfricoșează pur și simplu. Eu, care vă spun sincer, nu sunt stresat, am trecut prin multe în viața mea, sunt zis că trec prin multe, însă soția, vecinii, cunoscuții mei sunt foarte stresați de situația dată. De-aia pun accent pe igienă, fiindcă lumea nu are moști, nu are biocide, nu are echipamente medicale. Cum v-am spus, sistemul sanitar poate colapsa în orice clipă dacă numărul infectațiilor va crește din cauza lipsei de educație a unora care nici măcar nu s-au autoizolat, nici măcar n-au raportat persoanele cu care au venit în contact pentru a avea loc acea anchetă epidemiologică. Toți am luat în derâdere, dacă vă amintiți, acum 2-3 săptămâni. Nouă nu ni se putea întâmpla acum 2 luni de zile, era un fenomen așa izolat în China. Dar acum când ne confruntăm cu această situație, trebuie să o înfruntăm cu demnitate și cât mai responsabil. Da, și spuneam că am fost foarte dezamăgit de anumite persoane care sunt în funcții decidente. Pentru giurgiuvenii noștri, sunteți oameni importanți în municipiul județul Giurgiu. Vă rog cum o să interveniți, astfel încât giurgiuvenii să îi liniștiți, pentru că nu e drag creatul de negru. Doamne, nu putem, că nu pot, că am altă problemă, am un pic de trac, mi-e greu. Da, eu nu-mi dau seama de ce la un moment dat, acum o săptămână în urmă, 10 zile, nu s-au luat măcar aceleași măsuri pe care le-au luat instituțiile în București. Respectiv, de la faptul de a intra cu cardul în instituția respectivă fără a folosi ușa batantă, ca considerându-se un incubator de germeni, și lăsându-se ușa în permanență deschisă. Liftul de 10 persoane să nu fie mai folosit mai mult de 2 persoane. Și așa mai departe. Metode simple care au dus la distanțarea socială și totuși în Giurgiu nu s-a aplicat mai nimic. Culmea, ordinul 313, dacă nu mă înșel, al Ministerului Sănătății din 26 februarie, practic cu acea fișă de raportare, nici măcar nu a fost adusă la cunoștință la lucrătorii din spital sau din policlinici sau din alte cadre medicale. Sunt surprins. Odată ce lumea s-a speriat, a început să citească. Și foarte bine a făcut. Fiindcă le recomand tuturora să se intereseze, practic, numai de la autorități. Vă repet, știrile false atrag ca magnetul fier. Domnul Anghelescu, da. Nu vreau să dau nimeni. Am spus, nu dau nume. Nu trebuie. Da, nu este. Hai să spunem că nu este momentul. Deci momentul este întotdeauna, că iată, mereu ne prinde nepregătiți. Mă întreb, ce instituții
abilitate ale statului erau datoare. Ca în județul Giurgiu, mă refer la ce încesă pe noi, în mod deosebit, să existe stoc de măști, da? Cum se numesc? Am un lapsus acum. Măști. Măști, așa. De tot ceea ce trebuie, care acum este mare criză, da. De ce nu există în stoc? Da, eu nu, vis-a-vis de contrabanda și specula de care vorbeați, am stat acum 10 zile și urmăream pe, inclusiv pe OLX, ce să mă ascund, aparatele de respirat și ventilat mecanic. Practic, de la 26 de milioane, 50 de milioane au explodat, s-au dus la 90 de milioane vechi, 150 de milioane astăzi. Până să apară situația de fapt astăzi, care permit și rechiziționarea acestor aparate, lumea o luase raznă. Nici autoritățile nu puteau să prevadă totul. Iar stocurile era un regim birocratic. Trebuia să ai prevăzut în buget, să faci acumulări, să faci... Doamna Ghelescu. N-ai cum. Știți câte... Da. Vă rog, spune, ca să nu mă trebuie, încerc scuze. Sunt foarte prost la numărul aparatelor de ventilație. Păi, sunt foarte prost, domnul Aghilescu, pentru că aparatele statului sunt bine populate cu birocrați. Dăm la pensionarii mei care au 100 și ceva de milioane pensie, bani vechi, încă 90 de milioane din banii primăriei și ai prefecturii și ai Consiliului Județean. În loc acești bani să-i folosim pentru rezervele de stat, astfel încât o situație de genul ăsta să ne prindă bine pregătiți, cu măști, cu aparat de ventilație, nu, da? Da, nu este cazul să căutăm astăzi vinovați. Nu găsim. Îi vom găsi la momentul... Eu așa văd lucrurile, doamna Angelescu. Cu ce am rezolvat dacă i-am împușcat pe unii asta? Nu împușcăm pe nimeni. Nu împușcăm pe nimeni. Revoltă socială. Nu împușcăm pe nimeni, doamna Angelescu. Însă există o părere de rău. Da? Toți gândim la fel și toți avem aceeași părere, dar trebuie să ne păstrăm calmul și demnitatea. Clar. Bun, domnul Dan Daponte ne felicită pentru emisiune și astăzi suntem eleganți. Suntem mulțumim, domnule Dan Daponte. Mariana Ivănuș, domnule Angelescu, vom trece și de asta. Dar cu Giurgiu ce facem dacă vei fi primar? Frumos! Nu vreau să discutăm despre momentul electoral. Vom discuta dacă vom fi sănătoși la toamnă, sper eu, dacă nu se amână alegerile locale. Dar bănuiala mea este că se vor amâna. Deși nu sunt de acord să se amâne. Nu sunt de acord să se amâne pentru că... Dacă există un risc pentru populație, eu sunt de acord să se amâne. Păi riscul pentru populație este să nu fie aleși cei care nu trebuie să fie aproape de noi. Acum e cel mai mare risc. Totul are un sfârșit. Da. Criza în care... Da, până să aibă totul în sfârșit, avem un sfârșit. Mandatele care sunt în exercitare acum. Alina Stoian este aproape de noi, Toto Constantin din Spania este aproape de noi. Mulțumim, domnule Toto, sunteți un urmăritor fidel al emisiunii Giurgiu Înainte, vă mulțumim mult de tot. Iată doamna poeta noastră, Mariana Nedea. Bună seara, dumneavoastră și invitatului dumneavoastră special, distinsul domn Angelescu. Da, frumos, giurgiuveni aproape de noi. Stănică Nicu, Năvară Marcel din Torino, giurgiuvean de-al nostru, este aproape de noi. Mulțumim mult de tot. Carmen Bojman Stancu, doamna Carmen de la Partidul Național Liberal este aproape de noi, Corin Gheorghiu, Claudiu Apostol, prietenul nostru, Dana Bădălău, iată domnule Angelescu, mulți, foarte mulți giurgiuveni sunt aproape de noi și le cer majorității cetățeanilor să iasă de modul ăsta de luptă sau de fugă pe care li s-a setat mintea. Este normal. Și eu am fost setat până mai ieri, până alaltă, pe modul acesta de lucru. Nu este bine tot timpul să ni se repete, nu intrați în panică. La un moment dat știm și noi că nu trebuie să intrăm în panică. Trebuie oamenii doar ajutați cu informații pertinente, cu scenariile propriu-zise, astfel încât să nu ne ia prin surprindere, fiindcă temerea noastră este de necunoscut. Atâta tot. N-ar trebui să fie asta temere, domnule Angelescu, din punctul meu de vedere, bunicii noștri au murit săraci pe la Odessa, pe câmpul de luptă, nu au avut ce să mănânce, chinuiți, amărâți. Da, domnul Cușel, aici se confruntau cu un amic real. Dar amintiți-vă cum am trecut și eu și dumneavoastră, presupun, peste episodul Cernobâl. Practic nu aveam prea multe informații.
Erau crâmpe, erau dezvoltate de către cei care ascultau atunci Europa Liberă. Ni s-a dat acele pastiluțe cu K, dacă vă amintiți. Da. Că nu e bine să mergem la mare, că nu e bine. Dar nimeni nu ne-a spus că riscăm să fim contaminați, că riscăm oncologic foarte mult. Și am trecut și peste acel episod. Așa vom trece și peste asta, domnul Anghelus. Așa vom trece și peste asta, sunt convins. Trebuie să avem tărie și credință că trebuie să trecem. Cu siguranță, domnul Anghelus, că avem și tărie, nu avem credință, din păcate. Uite, vis-a-vis de lucrurile acestea, eu la un moment dat m-am oprit de n-am mai postat pe Facebook, cu toate că am scris acolo de dezumanizare, de lașitatea majorității românilor care se află în fața unui pericol de a lăsa pe celălalt să moară, de a cumpăra tot balotul de alcool sanitar și a lăsa bătrânica din spate care își dorea și ea o sticluță să moară. Trebuie să trecem peste toate lucrurile astea. Asta este, nu avem educație. De multe ori, domnul Anghelescu, educația noastră pe care nu avem ne poate fi și impusă. Da? Am văzut niște secvențe la chinezi în care au urcat în metrou fără să... Era o zonă mai limitativă ca și acces și au urcat. Au așteptat forțele de ordine din China cu bastoanele. N-a discutat cu ei. Da? Un stat aproape dictatorial. Da, uite că i-au scăpat de corona. Dar vedeți că nu toate populațiile merită democrația în care ne aflăm. Nu? Da. Iată, scrie doamna Mariana Nedea, că îi mulțumim mult de tot. Iată un cetățean extraordinar al municipiului Giurgiu, curajos, exact cum trebuie, să formăm opinie publică puternică, să nu mai în felul în care am ajuns. Spune dumneai, text la prima vedere. Nu știu ce scrie, dar am încredere în dumneai. Tragedia este că planurile pentru situații de urgență există doar pe hârtie, doar teoretic. În realitate, e un mare dezastru. Nu se fac simulări pentru niciun fel de dezastru iminent. De aceea, toate intemperiile vremii ne prinde pregătiți. Vă mulțumim mult, distinsă doamnă. Da, pentru... Așa este, fiindcă eu, din primul an când am venit ca și consilier, am întrebat de planul de sinistru, am întrebat dacă s-a făcut ceva pentru indiguirile și apărarea noastră împotriva inundațiilor, am întrebat pentru locuințe, pentru sinistrații, am întrebat de o groază de lucru. S-a răspuns tot timpul că nu sunt bani, sunt alte priorități. Culmea ironiei face ca o parte din planurile de sinistri pentru catastrofe naturale să nu se poată aplica pentru pandemie sau pentru epidemie. Sunt mulți care astăzi se confruntă. Eu, spre nefericirea mea, am avut și confruntări cu evacuări de populație, cu zone limitrofe, prin Africa, prin Asia. Asta mă ajută pe mine. Și, practic, pe mine m-a ajutat și conceptul de a gândi scenariul cel mai grav care se poate întâmpla. Adică, peste noapte, în afară de pandemie, putem să avem și un cutremur catastrofal. Cum acționăm mâine și cum acționează autoritățile? Fiindcă dacă aveam și exercițiile alea de care foarte bine vorbiți dumneavoastră, că și eu am cerut acest lucru după instaurarea tuturor măsurilor, să facem aplicații și exerciții în fiecare zi sau măcar la două zile, ca oricine este implicat în acest scenariu de combatere și de prevenire a coronavirusului să nu fie luat pe nepregătit. Vă mulțumesc pentru toate. Și noi vă mulțumim, domnule Anghelescu, pentru acest pertinent comentariu. Spunea un prieten de-al meu, am și menționat în emisiunea trecută, nu știu dacă erați dumneavoastră în țară când am spus asta, faptul că spunea prietenul meu, foarte mult vă simpatizează și vă dorește mult în fruntea urbei. Spunea așa, păi, vă spun, știi ce nu e bun pentru noi, mă? Dă seama câte am mai cadranele de ceasuri ale la bordul avionului, în situații de tensiune maximă, în condițiile în care alții nici telefonul nu știe să-l mulnească. Spunea el. Vedeți, tot asta m-a ajutat. Practic, eu sunt pus în unele situații să iau decizii imediat. Da. Sunt decizii de scurt timp și de lung timp. Short term and long term. Am plecat... ajută, dar nu toți pot fi înglobați în această categorie. Exact. Plecam eu la Londra și vorbeam cu dumneavoastră, domnule Anghelescu. M-am întors de la Londra și vorbeam. Wow, am avut un zbor, vai de capul meu cu golul, da, cu asta, are mult stai niștit că... Dar eu de astea sunt zătorul din trei care dau de ele. M-am dat seama, într-adevăr, că... Pe mine mă adorm. Ca și un marinar, ca oricine, și ca un jandarm, și ca un militar care e pe front.
Sunt aceste specialități. Da. Da. Iată doamna Mariana Ivănuș, iată Alexandru Andrei, Pălângeanu Marinela, Mihai Matei sunt aproape de noi, mulțumim mult de tot. Da. Iată doamna Mariana Ivănuș spune, la fel te la prima vedere, felicitări și succes pentru viitor. Nu mă sperie virusul, cât mă irită virusații aceștia care le conduc, spune dumneai. Foarte acită doamna Ivănuș. Ia, buna mea prietenă, o ador, este o femeie extraordinară, giurgiuveancă de-a noastră, doamna Ingrid Hodivoianu. Esențial, spune dumneavoastră, esențial este să se evite introducerea fricii și a panicii în rândul oamenilor. Este cunoscut faptul că frica afectează sistemul imunitar al omului. Nu știu dacă avalanșa de informații din aceste zile nu cumva are până la urmă efecte nocive în condițiile în care ele nu pot fi selectate corect. Asta le cer și eu tuturora. E normal să fim nemulțumiți, dar nu este normal să fim furioși sau agresivi. Da, da. Iată, domnul Ionel Dinu este aproape de noi, l-așteptăm într-o emisiune viitoare. Am promis că, de fapt, am invitat și a fost de acord să fie. Băiatul meu, Angel Dorinel, mulțumesc, tată, că ești aproape de mine și tu. Mădălina, TC. Marius Cătălin, prietenul nostru, mulțumim, Marius, că ești aproape de noi și tu. Te așteptăm cu mesaj, Marius. Haide, te rog. Domnul Anghelescu, vă rog frumos, dacă tot am evocat faptul că dumneavoastră nu prea vă temeți ușor de orice, fiind la 12.000 de metri altitudine, să te zgârți avionul, să dea cu tine în sus, da, nu e adevărat la oricui. Mie mi-a stat inima. Am înțeles, dar eu cred că mă tem mai mult decât mulți alții de cutremur de pildă. Fiecare cu temerile sale. Da, da, da. Vă întreb, din punct de vedere profesional, ce metode aveți dumneavoastră pentru a contracara acest virus? Deci, practic, noi funcționăm ca și entitatea, autoritatea, la nemijlocita intervenția Agenției Europene de Securitate în Aeronautică. Practic, veneau din toate țările recomandări, iar EASA, această agenție europeană, impunea imediat măsuri imediate a doua zi. Da. Astfel încât s-au luat măsurile imediate și în aeroporturi, și la operatorii aerieni, și peste tot. Și cu biocide, și cu multe, multe alte lucruri. Nu ce vedeți dumneavoastră pe mass media. Într-adevăr, comunicarea a fost și a lăsat de dorit. Faptul că nu se putea face anchetele epidemiologice foarte bine, și oamenii nu înțelegeau că trebuie să completeze acel formular din timpul zborului, creau, practic, nemulțumiri și aglomerări în zona aeroportuară. Era foarte greu, pe urmă, să gestionez situația. Sper că s-a trecut peste toate acestea, datorită numărului redus de pasageri. După cum știți, și operatorul aerian Blue Air își va întrerupe activitatea pe data de 21 martie, lăsând, cum să spun eu, o poartă către toți cetățenii români care se află în afara țării să vină în țară, bineînțeles cei neinfectați, și aici pun mare preț pe identificarea celor care sunt, cum să le zic, irresponsabili și vin și ascund faptul, cum a fost cetățeanul de la Madrid care s-a întors, inclusiv cu atestatul că este infectat cu coronavirus, și a declarat de-abia la sosirea pe Otopeni. Vă dați seama, e vorba despre o altă companie, Ryanair, echipajul nu este de aici, nu are bază pe Otopeni, dar vă dați seama că vor fi automat mai mulți oameni infectați. Pentru ce? Pentru faptul de a nu declara de la îmbarcare. În fine, dar omul acum se gândește ca o parte din flotă să o transformă imediat în avioane cargo pentru faptul că NATO ne va ajuta cu echipament medical adus din China, care acum produce, dar nu are avioane cu care să le transporte. NATO ne va ajuta cu avioanele acestea de lung curier, iar TAROM va prelua sarcina de a căra imediat, de a transporta imediat acest echipament, unde este nevoie. Timișoara, Satu Mare, Baia Mare, Iași, Constanța. Deci lucrurile se pun în mișcare de pe zi pe alta, ca într-o situație de necesitate, ca într-o situație de război. Dar nu trebuie să ne temem, Doamne iartă-mă. Un mod de reacție eficient dă încredere populației. Absolut, absolut. Da. Important este să aibă cine să dea acest impuls. Sunt oameni. Dacă vă gândiți la specialiști, dacă vă gândiți la tătarul, la străinul cercel în domeniul medical, acei oameni sunt niște guru astăzi, cu ghilimele de rigoare, niște specialiști. Toți ceilalți din guvern stau mici, ascultă și au notițe și
urmează cu sfințenie cele spuse de către grupul tehnico-științific. Da. Iată domnul Ionel Dinu. Da. Spune așa. La început mă cam aprins esem, dar încă totuși nu am înțeles ce vrea să spună dumnealui. Spunea așa domnul Ionel Dinu, am primit multe mesaje, domnule Angelescu. Spunea domnul Ionel Dinu, treziți-vă, suntem în secolul 21, va fixa televizorul, după care revine și spune, ce faceți dumneavoastră, evident, e foarte bine. Da. A, domnul Dinu, vă aștept în emisiune la mine, să discutăm noi așa, cum știți dumneavoastră. Domnul Dinu, modul în care gândim generează reacțiile și nu... Da. Situația în sine. Da, da. Iată ce am primit de la... Bine, mesajul este mult mai lung, dar spunea, iată numărul morților în lume în perioada 1 ianuarie 2020, 10 martie 2020. Și spune aici că 86.000 au murit de gripă sezonieră, 884.000 de fumat, 442.000 alcool, 238.000 accident în trafic, da. 7.500. Nu vă luați după cifrele acestea, fiindcă, practic, unul la mână, nu știu după cine a citit, dar e sunt la nivelul populației mondiale. Da, da, deci, la nivel mondial, clar, clar. Când vorbim de pandemie, vorbim de aproximativ 115 state, nu vorbim de populația în totalitate. Da? Da. Deci, eu ce spun? Mai bine vă luați după site-urile oficiale ale Ministerului Sănătății, ale Departamentului Situației de Urgență, ale Departamentului de Sănătate Publică, ale Prefectului, ale Primăriei și așa mai departe. Nimeni nu este, cum să spun eu, ipocrit să vă ascundă vreun adevăr. Poate, poate exista o groază, dar și acele adevăruri sunt ascunse tot spre binele nostru al tuturor. Da, da. Am văzut un mesaj mai devreme al doamnei Mariana Mariana Alesia Mărculescu. Mărculescu imediat, acum îl citesc. L-am văzut și îl citesc la prima vedere. Iată, dragi juveni, cât de greu este, dragii noștri aleși, să, nu vreau, știu că domnul Angelescu este alergic la a spune, a vorbi la mod apreciativ de dumnealui. Însă de ce, nu, de ce nu toți oamenii politici din orașul nostru nu înțeleg să facă ce face dumnealui? Frumos lângă mine, laptopul lângă noi, citesc mesaje. De ce nu vin? Nu mănânc pe nimeni, nu jignesc pe nimeni. De ce nu vin aproape de mine? Asta trebuie să facem, dragii mei oameni politici. Am primit acceptul domnului Alexandru Vladu și mulțumim de tot pentru a fi prezent într-o viitoare emisiune. Iată, Ionel Dinu va fi și domnului prezent. Asta vreau, comunicare. N-ai cum să conduci o urbe. Nu ai cum să conduci un grup de oameni dacă nu vorbești, dacă nu comunici. N-ai cum să fii trecut pe liste de consilii locali, județeni, primari, viceprimari, dacă nu vorbești. Nu ai cum să faci acest lucru. Ia să vedem ce spune doamna Clara Mărculescu, Clara Victoria. Mesajele, dragii mei, intrați pe pagina lui Mărculescu. Ce spun eu acum, sunt la vedere. Nu vorbesc nimic de la mine. Totul este autentic. Spune doamna Mărculescu, Clara Victoria. Nu se întâmplă nici mai mult, nici mai puțin decât îngăduie Dumnezeu. Corect. Noi am ajuns într-un stadiu de egoism rar întâlnit. Absolut corect. Fiecare își vede interesul propriu, ca de exemplu domnul primar Barbu. Astăzi supraveghea atent lucrările de amenajare peisagistică pe bani publici din fața viitorului Socotea. Dure ca totdeauna, doamna Clara Mărculescu. Da, da. Doamna Mărculescu, fiecare face ce crede, fiecare va da socoteală mai devreme sau mai târziu pentru faptele pe care le-a întreprins. Dacă nu pe pământ, în cerul singur vor fi de-a stânga Tatălui. M-am primit domnule Angelescu, spune domnul Daniel Niculae, pentru protecția familiei și a locuinței imbibați cu soluție pe bază de clor, covorașul de intrare. În premier aud asta, nu știu ce vrea să însemne. Da, sunt măsuri eficiente. Da, da. Mulțumim domnule Daniel Niculae pentru faptul că, iată, așa, Georgi Georgian aproape de noi, Liviu Boboc, Liviule, și tu ești aproape de noi la emisiunea asta. Să întreb autoritățile locale vis-a-vis de biocide să se ia foarte frumoasă întrebarea sau, cum să spun eu, sfatul dumneavoastră, să facem rost de biocide sau, dacă nu, măcar cu apă oxigenată și produsă pe bază de clor, ca să putem impregna preșurile din
la intrările în holurile blocului, astfel încât... Chiar și la instituțiile pot spune, nu știu, instituții și peste tot și... locuitorii să se poată dezinfecta încă de la intrare. Da, doamna țațele Monica este aproape de noi. Da, iată, dragul meu prieten Ianis, a trimis un mesaj. Oamenilor le place mai mult să judece și să creadă în conspirații decât să creadă în datele oficiale. Așa este. Da. Spune Ianis, un clasic în viață. Dragul meu prieten, un băiat extraordinar. Hagi al IT-ului. Doamna Victoria Ștoră Băneanu, felicitări. Mulțumim, disinsă doamnă, pentru faptul că se-ți aproape. Domnul, 10 minute mai. 10 minute, după care vă mulțumesc mult că ați fost aproape de Giurgiuveni. Da. Spune domnul Ionel Dinu, câți oameni au murit în România din cauza acestui virus? Niciunul, spune dumnealui. Corect. Da. Este corect. Doar că la asta se referea. Luxana Pețanca, să lumine distinsă prietenă, dragă, Ionela Maria, aproape de noi. În final, domnule Anghelescu, dacă doriți să transmiteți ceva giurgiuvenilor noștri, avem aproape 40 de minute de când suntem în direct cu dumnealor. Mi-aș permite să vă citesc ceva ce mi-a permis să scot puțin după Facebook astăzi. Vă rog. Și, și practic, trebuie să fiți convinși că sunt oameni care își doresc și care vă doresc să vă facă numai bine. Este important să gândim ca o comunitate, ce vă spuneam anterior, și pentru comunitate. Chiar dacă în acest moment nu suntem o comunitate. Totul trece pe lumea aceasta, chiar dacă va trece cu urmări. Mintea noastră atrage, cum v-am spus, multe, multe știri false în momentul actual, precum atrage magnetul fier. Trebuie să ne adaptăm situației și să ne luăm măsuri pentru stările de îngrijorare. Dar pe de altă parte, încercați să limitați, să fiți nemulțumiți, să nu fiți furios sau agresiv, să fiți triști, cum este normal, dar nu depresivi. Iar modul în care gândim generează reacțiile și nu situația în sine. Vă mulțumesc din suflet. Frumos. Frumos, da. Și total adevărat, domnule Anghelescu. Însă, din punctul meu de vedere, pentru ceea ce a spus dumneavoastră acolo, ne trebuie multă educație ca să ținem cont de... V-am spus, ne vom da seama după ce vom fi trecut cu bine de toată această situație, de toate lacunele, toate slăbiciunile, cine a fost de vină, dacă ne permitem să și judecăm atunci foarte bine, dacă nu, trebuie să îndreptăm lucrurile și să ne întărim statul de drept. Fiindcă cu siguranță vom fi alții. Absolut, absolut. Doamna Ingrid Codivoianu, da, am adresat o întrebare grea, dacă doriți să vă adresez, doamna Ingrid. Să nu fie politică. Nu e politică. Ba, poate undeva bate. Da. Cineva spunea, dacă nu ai răspunsul la niște întrebări, da, vezi ce fac englezii. Ei sunt în tabăra câștigătoare și când pierd. Cum vedeți dumneavoastră modul de abordare a acestei crize de sănătate adoptat de Marea Britanie? Există acolo două concepte. Unul se bazează pe imunitatea colectivă și lasă de la sine putere pe Bunul Dumnezeu cu urmările de rigoare și nu le pasă prea mult de cei în etate, cei mai vulnerabili, peste 60-70 de ani și cu boli cronice. Și spun, dom'le, asta e, ca sistemul arian. Cine trăiește bine, cine nu, nu. Fiindcă previziunile sunt de la 120 de zile, cele mai, cum să spun, optimiste până la găsirea vaccinului sau și începerea testelor pe faza 1, încă 6 luni de zile, după cum bine știți, pe bolnavi sănătoși, după care pe bolnavi nu știu de ce grad, pe urmă iară și așa. Nu sunt virusolog, nu dețin bine domeniul, măcar ce am citit și eu acolo. Până la un an și 8 luni, 2 ani de zile. E, în perioada asta, toți se gândesc că activitatea economică nu poate fi decât încetinită, nu poate fi oprită. Trebuie să continuăm. Și atunci olandezii și cu englezii merg pe alt concept. Să vedem dacă până la urmă academicienii lor, poate academicienii europeni, cu cei americani, cu cei chinezi, stau și fac o strategie pe termen scurt și pe termen lung. Ei s-au gândit deja la strategia pe termen lung. Nu este corect din punctul meu de vedere. Trebuie mai întâi să definitivăm și să luptăm pe strategia pe termen scurt și de-abia după 2 luni, pe 3 luni, când se previzionează că va fi culmea pandemiei în iunie-iulie, de-abia atunci să ne gândim și la strategia pe termen lung.
Da, da, bun comentariu. Da, asta. Mulțumim mult de tot pentru comentariu. Însă, ce am înțeles eu, domnul Anghelu, că la un anumit număr de grade, acest virus mai se diminuează din intensitate. Am înțeles 28 sau 38 de grade. Nu știu. Prima dată, dacă mi-aduc bine aminte, era 24-25, după care s-a avansat ideea de 28. Vietnamul, de pildă, a avut 50 de cazuri, dacă nu mă înșel, toate vindecate. Da. Și s-a pus pe seama creșterii în temperatură, cu o temperatură medie a Vietnamului în această perioadă de 30 de grade. Dar să nu uităm un aspect foarte important. Vietnamezii, taiwanezii au fost foarte, foarte disciplinați. Lor când i s-a spus de disciplinare socială și de distanțare socială, imediat au și executat, fiindcă ei cred în autorități și cred în sfaturile pe care le dă Ministerul Sănătății sau Organizația Mondială a Sănătății. Practic, în Taiwan, vă dau un exemplu, șoferii de taxi nu te luau în taxiul dacă nu erai purtător de mască. Vă dau un aspect. Corect. Dumneavoastră, peste tot. La noi se spune că trebuie să poarte masca doar cel care are afecțiuni sau cel care este răcit în asta. Vedeți ce vă spuneam, cap pe frunt, nu avem măști. Măcar ăia să-și pună mască, fiindcă altfel dacă am fi avut măști pe toate gargurile, ar fi trebuit să le poartă toată populația, fiindcă e mai bine să prevenim, să nu răspândim. Dar v-am zis, luptăm cu ce avem. Dar nici când ți se spune să te speli cu apă, fiindcă însă și apa conține clor, ajută și cu săpun și cu astea. E o măsură de prevenție la îndemâna tuturora. V-am spus, trebuie să contrabalansăm acest război al forțelor. Nu stăm bine, suntem cu un sistem cât de cât precar. Sau cât de cât precar? Precar. Trebuie să-i învingem pe toți prin prevenție și prin distanțare socială. Fie că ne place, fie că nu ne place. Ce vom face când va exista acea emoție a populației cu primele decese? Bineînțeles că el va exista panică, iar se va uita pe grupele de vârstă, ce se întâmplă, pe urmă vor apărea întrebări. Dar ce se întâmplă dacă pe o persoană vindecată recidivează boală? E, vă spun eu, 80-70%, nu spun eu, nu specialiști, înseamnă deces. Deci, practic, tratați cu maximă seriozitate această problemă. Chiar dacă ne râdem, chiar dacă ne luăm în bășcălie, chiar dacă ne uităm pe WhatsApp, că și eu fac lucrul ăsta, Doamne iartă-mă, ca să mai îmi descrețez fruntea, dar totuși, măsurile de prevenție, aplicați-le. Vă rog în suflet. Spunea domnule Anghelescu, domnul Ionel Dinu, da. Vă rog să spuneți de doamna prefect cum a gestionat situația din județul nostru, fiindcă dânsa, așa am perceput eu, a gestionat irreproșabil situația. Jos pălăria în fața doamnei prefect, poate o să mă condamne unii, poate nu o să... Nu, ce spuneți dumneavoastră, spuneți cunoștință de cauză, clar. Să știți că eu sunt mulțumit de către autorități, fiindcă ei au fost și ei într-o beznă a ineditului, cum ne confruntăm fiecare dintre noi. Chiar dacă ești prefect, chiar dacă ești subprefect, chiar dacă ești primar, chiar dacă ești președinte al Consiliului Județean, tot om ești. Tot aceleași reacțiile ai. Fiecare, la un moment dat, trebuie să iasă din faza aia în care pune mâna pe agenda și pe un pix și doar își notează, fără să fie om de acțiune și fără să fie responsabil. Fiindcă aici este, cum să spun eu, cheia întregului lanț rațional al planurilor de măsuri de urgență. Practic, trebuie să responsabilizezi omul și să-i dai elementele, cum să spun eu, ajutătoare. Îi dai hotărâri, îi dai decizii importante, dar trebuie să ai și controlul lui să-l responsabilizezi pe acel om. Trebuie să ai control în fiecare zi și să-i dai îndrumări și în ziua următoare. Astfel încât, dacă ceva nu merge bine, să poți înlocui acea persoană. Nu să stai cap pe front, nu poți să... Vom avea victime colaterale, asta e. Dar, practic, trebuie să învingem. Vă mulțumim, domnule Anghelescu, pentru faptul că, iată ce frumos a răspuns la întrebare. Îmi este drag, pe cuvântul meu de onoare, îmi este drag în condițiile în care mulți refuză să vină aproape de mine. Nu știu ce aur mi-am creat eu, că mă cred pe mine violent, verbal, nu știu. Nu, situația implică. La modul general, domnule Anghelescu, la modul general, da. Din punctul meu, la dorința noastră de istorie și de front, spune doamna Ingrid Hodivoianu, și italienii au fost obligați, în final, să trieze pacienții. Cred că nu este ceva mai tragic pentru o societate, dragii mei prieteni, domnul Anghelescu, ca o societate să fie nevoită să renunțe la un locuitor, să-l treacă pe lumea cealaltă, că nu-l poate ajuta.
Asta pentru, probabil, datorită... În Italia, da, datorită lui, mare. Lui mic de aparate de exact, respirație exact. De ventilat. Vom da. Ajunge, da. Eu sper să nu ajungem în situația italienilor, fiindcă și ei au cam scăzut. Sunul mai tare, Ianis, te rog frumos, doamna Țeatră Monica a spus că sunul e puțin... Da, îmi cer scuze, doamna Ghiu, continuați. Fiindcă și italienii au luat în derâdere în primele 2-3 săptămâni. Cunosc un caz făcut public de către o cetățeancă italiancă, da. Care la suspendarea tuturor zborurilor din China și dinspre China, de către italieni și de către o groază de țări europene, practic a făcut ce a făcut și a plecat din Wuhan și a ajuns până la urmă în Italia. Ea declarând în urmă cu 2 luni de zile că vine din China, vine din focalul de infecție din Wuhan, autoritățile au lăsat-o acasă, femeia s-a speriat, după 3 zile s-a dus la toate autoritățile sanitare da. Să declare acest lucru, iar iarăși n-au băgat-o în seamă. Este de notorietate acest caz. Deci, practic, nimeni nu și-a închipuit că va avea, cum să spun eu, o creștere exponențială, practic, în Europa, acest virus. Dar pe ulterior, după 2-3 săptămâni, noi nu trebuie să facem aceeași greșeală. Doamne, iartă-mă, mi-a plăcut metoda Israelului, în care ei de 2-3 săptămâni în urmă, indiferent că ești cetățean israelian sau cetățean de altă naționalitate, începând o săptămână în urmă sau de 10 zile, automat intri în carantină, nu în izolare, în carantină 14 zile de la intrarea în țară. Păi, poți să faci ce vrei, tu te duci acasă, te duci să vizitezi. Deci fiecare stat a reacționat cum a putut el mai bine. Era impropriu să ne oprim cetățenii și să nu-i primim. Dar pe de altă parte, era inuman să-i băgăm și noi în carantină. Dar nu aveam metodele, nu aveam, cum să spun eu, nici măcar logistica aferentă. Da? Ne-am bazat totuși pe bunul simț al românilor că nu vor veni și nu vor declara și vor declara minciuni că n-au venit din Italia și că au venit prin Germania sau prin Austria. Sau în... Nu e cazul să căutăm vinovați. Vinovații vor avea parte de o închetă. Din punctul meu de vedere, în momentul în care s-a declanșat acest coronavirus, da? Bineînțeles, toți oamenii trebuia să vină acasă, sunt rădăcinile lor aici. Însă, știindu-se gravitatea, da? Automat ai venit carantina. Carantina nu era pregătit statul român, dar nici când este pregătit statul român? Să nu declari faptul ăsta și să nu declari cu cine te-ai întâlnit și din ce zonă ai venit, asta mi se pare irresponsabil. Statul român, domnul Anghelescu, spune că cutremurul nu este pregătit, nu este pregătit nici la zăpezire, nu este pregătit nici la vânt, nici la inundații, la nimic, niciodată nu ne-ai pregătit. Acum am înțeles, acum vom fi pregătiți, trebuie să copiem metodele adoptate de către Spania, chiar dacă nu avem sistemul medical. Repet, dar totuși asta se responsabilizeze pe cetățenii români, fiindcă nu avem metodele specifice, sanitare, medicale, ale acestor țări dezvoltate, iar noi trebuie să trăim doar cu celelalte la îndemână. Igienă, distanțare socială. Da. Haideți să vedem ce spune dragul nostru prieten Ianis Hagi. Era pentru doamna. Poftim? Era pentru doamna răspunsul. Deci nu era pentru... Ok, bine că mi-ai spus, Ianis, ca să nu... Încă o dată trebuie să aduceți o laudă întregului personal medical care se ocupă în aceste momente de toți pacienții pe care i-are România. Am văzut, domnul Anghelescu, ce s-a întâmplat în China, care a reușit să stârpească acest virus, corona. Un medic, după 48 de ore de gardă, în care a salvat mii de oameni, a căzut în lift, în cap a căzut. Epuizare. Da, din cauza epuizare, exact. După care a dormit câteva ore și a mers înapoi să salveze oameni. Acționez ca un robot și acționez atunci să cunoaște cine e medic, este medic, cine este soldat, nu poate fi medic până ieri și când dă greu să duce acasă. Cine este preot, va fi preot în continuare, nu vor exista lacăte pe biserici, cum am auzit, populația să nu mai creadă tot ce se vântură pe aici, pe întreg. Da. Iată domnul Ionel Dinu, care îi mulțumesc, mi-a trimis un mesaj frumos, care mă onorează. Multorea, deocamdată le este frică să se afișeze, dar aveți răbdare. Oricum, pentru mine sunteți un și Bogdan al nostru, al județului Giurgiu. Mă onorează aceste cuvinte, domnule Ionel Dinu, vă mulțumesc mult de tot. Domnul știe foarte bine că după război, mulți vitezi se vor arăta. Da, mulțumesc mult de tot pentru cuvintele pe care mi le-a adresat. La plăcinte înainte.
Mai țineți minte. Nu, dumneavoastră, am înțeles foarte bine faptul că mulți oameni politici, mulți decidenți sunt fricoși, nu vor să iasă în față, le plac doar subiecte dinainte stabilite. Cum a spus dumneavoastră, mesaje în live, în direct. Ați răspuns de... Deci m-ați uimit pe cuvântul meu de mesaj de cum s-a comportat Anglia. Păi dați-vă seama că sunt zeci de țări care... Deci v-a întrebat Anglia, dar Anglia a răspuns. Ce înseamnă asta? Un om bine pregătit? Dar puteți să mă întrebați și de Norvegia și deci, de Albania. Deci, eu ce vă... Asta înseamnă, dragi și un om bine pregătit. O să-l cunoașteți în detaliu. Da, stați puțin, că aici recomand operul politician. Dacă nu este informat, nu poate deveni credibil. Repetați-vă, rog frumos. Dacă un politician sau oricine altcineva nu este informat, nu poate deveni o persoană credibilă. Absolut! Clar, clar, clar. Spune prietenul meu Mircea Giugiu că bun simț al românilor, domnul Remus Gușe, am putat pe gul și nu mi-a nimeni nimic. Da, a glumit cu noi. Da, iată ce spune și domnul Daniel Nicolae. Bunul simț al românilor există actualmente, sunt blocați un număr mare de cetățeni români, grația, da, Austria și Ungaria. Tremii și ce. Da, mare problemă, domnul Anghelescu, mare problemă, pentru că sunt de-ai noștri, sunt oameni cu probleme, da, oameni care... Sunt blocați în coloană, că eu, dacă aș fi fost în situația de a rezolva această situație, de fapt, da, n-aș mai ține cont de autoritățile ungare și aș permite ambasadei din Austria, să pună la dispoziție toate mijloacele necesare pentru a ocoli Ungaria și de a veni în țară până în Ucraina. Este posibil? Este posibil, dar totuși România așteaptă o rezoluție a Comisiei Europene de Transport ca să asigure niște culoare paneuropene, da, pentru a fi controlate și puse sub coloană oficială tranzitul acestor țări. Am înțeles că rezoluția asta se poate lua în câteva minute, în câteva ore. Se lucrează din punct de vedere instituțional la ea. Da, da, da. Așa că le cer și eu pe această cale, nu știu dacă se uite cineva la noi, dar poate au rude foarte mulți. Nu, care sunt implicați. A, am înțeles. Da, scuze, am înțeles. Să le dea telefon și să le spună că practic situația nu poate trena mai mult de câteva ore de momentul actual. Da. Domnule, am găsit ultimele mesaje greșite, după care îmi cer scuze, v-am ținut mai mult decât a trebuit. Ah, chiar mesajul de la doamna Ingrid Hodivoianu spune, dumneavoastră, să nu omitem conștiința. Este fundamental oricărei acțiuni umane bine făcute. Salutări de la Barcelona. Da, vă mulțumim. Da, vă mulțumim, distinsă doamnă. Ia aici două mesaje, după care vă mulțumim. Domnul Daniel Puiubesa din Madrid. La noi este greu. Suntem izolați în casă. Respectăm deciziile, cu toate că ne e greu. Cum îl cheamă? Daniel Puiubesa. Este și el fondatorul televiziunii TV Sud Românesc. Împreună cu mine, cu Ian și cu soția dumnealui. Domnul Daniel Puiu, trebuie să le explicați românilor încă o dată, vă rog frumos, mai adresați un mesaj, să le spuneți că nu e un capăt de țară. Da. Doamne, iartă-mă. Și metoda care vi se aplică dumneavoastră este spre binele dumneavoastră, așa cum bună oară va fi pentru binele giurgiuvenilor sau pentru binele românilor. Este un clișeu pe care, la un moment dat, s-ar putea să-l adoptăm și noi. Nu este obligatoriu. Dar trebuie să ținem cont de ceea ce a spus dumneavoastră și Dani Besa. Domnul Anghelescu, cafeaua vi s-a răcit, socul nu a servit. Este vorba super românesc. Da, cafea făcută cu suflet. N-ați avut timp pentru că, iată, a fost aproape de giurgiuveni. Vă mulțumim mult de tot pentru faptul că, iată, de fiecare dată, niciodată nu dați înapoi de a fi prezent în platoul TV. Corect. Vă mulțumim mult de tot. Dar sper să ne vedem în ipostaze mult mai fericite. Cu siguranță. Fi peste o lună, cum fi peste două luni. Cu ajutorul Dumnezeu, cu siguranță, acest va întâmpla. Doamne. Sunt sigur de asta. Noi românii suntem un popor luptător, un popor bine așezat. Ca fiecare avem și noi lacunele noastre. E normal să fie așa. E normal. Corect. Vă rog frumos, ultime cuvinte adresate giurgiuvenilor. Stimați giurgiuveni, stimați vizitatori, stimați spectatori, nu uitați să vă informați numai după site-urile autorităților oficiale. Restul poate semăna panică și nu avem nevoie de așa ceva în aceste momente. Știți cu toții mult mai bine decât mine ceea ce trebuie să faceți, fiecare pentru el și pentru familia dumneavoastră. Vă mulțumesc, o seară plăcută!
Și noi vă mulțumim, iată, domnul Ion Dinu va arunca mingea la filou, dar acum la final. Eu am ferma convingere că domnul Angherescu va schimba fața orașului Giurgiu. Dar cum? Întreabă dumnealui. Numai cu ajutorul dumneavoastră, domnul Dinu, și altora mulți ca dumneavoastră. Sigur, împreună, cu alte cuvinte, împreună să vom reuși acest lucru. Domnul singur nu se poate face. Da. Vă mulțumesc mult, domnule Angherescu, pentru faptul că ați onorat emisiunea. Cu mare drag. Vă mulțumesc și numele giurgiuvenilor. Doamne ajută. Numai bine vă dorim. Numai bine, domnul Angherescu. Da. Iată, dragii mei giurgiuveni, iată ceea ce înseamnă să fie aplecat asupra concitadinilor tăi, să ai curaj să ieși în față, să răspunzi întrebărilor. Eu consider că este de bun simț. N-am spus de față cu domnul Angherescu, că domnul este foarte eficient, laude, comentarii pe acest lucru. Însă v-ați promis și dumneavoastră câtă nevoie are Giurgiu de un asemenea om. Vă spun cu mâna pe inimă, mă cunoașteți foarte bine, marea majoritate de dumneavoastră, sunt un copil al Giurgiului, născut, crescut în acest oraș. Ceea ce spun, așa este. Nu fac afirmații gratuite niciodată. Mă știți foarte bine și de la TV Giurgiu, la Niedip și mai nou și de la TV Suflet Românesc. Sunt un om dintr-o bucată, un om care nu laud pe nimeni gratuit decât în momentul în care sunt sigur că acel om reprezintă ceva pentru mine, în primul rând, după care pentru comunitate. Asta îmi doresc. Să iasă oamenii în față, oamenii care își doresc funcții în oraș, să aibă curajul, să aibă simțul răspunderii, să fie aproape de dumneavoastră. Dom'le, emisiunea asta este urmărită de peste 4-5.000 de giurgiuveni, ceea ce înseamnă automat 10.000. Obligat dacă văd emisiunea, vorbesc cu cineva. Uite, m-a fost emisiunea de la TV Suflet Românesc, de la Giurgiu înainte. De 10.000 înseamnă de giurgiuveni. Păi dumneavoastră chiar nu vă interesează de 10.000 de giurgiuveni, dragii mei oameni politici, care doriți să accedeți în funcții înalte, să le conduceți pe noi, cei de jos. Cum se poate să ai tupeul să încerci să ajungi sus când nu vii să vorbești cu giurgiuvenii în aceste clipe grele? Am fost foarte dezamăgit de oamenii cu funcții înalte, care au, din diferite motive, au motivat că nu pot fi în direct cu dumneavoastră. Însă, la un anumit moment dat, cu siguranță vor dori să fie aproape de dumneavoastră pentru a vă aduce la cunoștință ce gânduri au ei ca să vă fie dumneavoastră puțin mai bine. Puțin mai bine și mai mult dumnealor. Asta sunt, asta vorbesc eu. Mulți poate mă condamnă, dar așa văd lucrurile. Simțem acum legătură, dragii mei prieteni, pe final, dragii mei giurgiuveni, cu domnul director Toma Florescu, pe care îl salutăm imediat, domnule director. O secundă și vom intra 10 minute în discuții cu dumneavoastră, care sunteți mintea limpede a emisiunii Giurgiu Înainte. Bună seara! Bună seara dumneavoastră! L-am salutat mai devreme prin mesaj și pe minunatul dumneavoastră invitat și permiteți-mi să-i salut și pe cei foarte mulți care vă privesc și de ce nu, pentru că am văzut în foarte multe mesaje răzbătând admirație și prin urmare și pe cei care vă admiră. Respect și considerație. Vă mulțumim mult, domnule director, pentru aceste frumoase cuvinte. Îmi cer scuze că nu am citit mesajul dumneavoastră. Vă mulțumesc faptul că sunt multe, extraordinar de multe mesaje pe care nu le-am citit. Timpul nu le-a permis ca să le citesc. Mulți giurgiuveni au uitat în direct cu noi. Mulți giurgiuveni ne urmăresc. Însă, exact cum v-am spus, nu am putut să le iau pe toate. Mulțumesc și îmi cer scuze celor acelor mesaje nu le-am citit. V-am spus, îmi este foarte greu, totuși am avut un invitat de calibru, un invitat extraordinar. Vă rog frumos, domnule director, câteva cuvinte, faceți o scurtă sinteză a ceea ce s-a discutat în emisiunea Giurgiu Înainte de până acum. Am urmărit cu mare atenție emisiunea și pot să vă spun
din unghiul meu de vedere al privitorului că a fost un adevărat asalt asupra emisiunii. Asalt se înțelege în sensul bun, în sensul pozitiv. Pentru invitatul dumneavoastră am văzut extraordinar de multe probleme ridicate, întrebări și mai ales am remarcat faptul că dând dovadă de o atât de mare elocință, a răspuns la toate aceste întrebări, iar pe alocuri a răspuns chiar și unor provocări. Am rămas, cum să zic, cu un gust extraordinar de plăcut și nu pot să nu subliniez că prin comparație cu cei care fug, care se ascund, care se dosesc, nu? Care au alte preocupări, așa cum arăta doamna Clara Mărculescu în mesajul dumneei, nu? Domnul Anghelescu, iată, și-a asumat, nu? Hai să spunem așa, iubirea cu giurgiuvenii în vreme de coronavirus, parafrazând numele unui celebru roman. Acum, domnul Bușe, domnul director, o secundă, țineți-vă ideea, o secundă, mă rog. Ce m-a frapat și mi-a umplut sufletul de bucurie, te întreabă o telespectatoare, o dragă prietenă de-a mea din Barcelona, ce părere ai despre sistemul sanitar din Marea Britanie? Și a răspuns exact la întrebarea aia, domnule director. Păi cum în care ai noștri care doresc să fie primar și doresc să fie senator, deputat și consilier, dacă întreb pe ce, unde este strada, nu știu care, habar nu au. De, hai să facem diferența noi, giugiuvenii. De aici să avem minte să gândim cine ne poate reprezenta și poate revigora acest minunat oraș. Vă rog frumos. Într-adevăr și eu pun uneori întrebarea unor elevi mai puțin preocupați de procesul de învățământ, băi, pe ce pământ treci, înțelegeți? Da, este, cum să zic, dovada faptului că mulți sunt acolo pe locurile nepotrivite, conform principiului Peter. Da, într-adevăr, domnul Anghelescu a remarcat un lucru excepțional. Ceea ce se întâmplă în Marea Britanie, de fapt, este un scenariu tipic. Domnul director, nu discutăm, gata, s-a dus subiectul cu Marea Britanie, răspundeți strict la întrebare, ca să nu pierdem timpul. Știu că dumneavoastră s-a fie de pregătit ca și Adrian Anghelescu. Deja Daniel Puiu Besa din Madrid vă salută, Toma Florescu și tot respectul. Vă rog frumos, continuați discuția dinainte. Îl salut cu aceeași considerație, dar vreau să spun că ceea ce se întâmplă în Marea Britanie, unul dintre scenarii este acela potrivit principiului darwinist al supraviețuirii celui mai apt. Până la urmă a înțeles și premierul britanic greșeala pe care a făcut-o, iar din perspectiva comunicării această luare de poziție a fost una catastrofală. Înțelegând greșeala pe care a făcut-o, a spus că vor fi izolați persoanele în vârstă și persoanele cu grave probleme de sănătate, iar cei care sunt activi vor fi lăsați să-și desfășoare activitatea. De ce? Pentru că, până la urmă, cu alte cuvinte, așa ca să înțeleagă toată lumea, pe înțelesul tuturor, premierul britanic a avut în vedere selecția naturală, adică supraviețuirea celui mai apt. Așa cum era devenită selecția naturală și, în sfârșit, eroarea de comunicare a fost însă una catastrofală. Acum, dacă ar fi să vorbim de sistemul medical... Inuman punctul de vedere, într-adevăr, al premierului și modul în care a gândit, pentru că să știți că acest fapt a fost gândit. Nici măcar n-a fost o scăpare a subconștientului. Acest tip de abordare a fost gândit.
Dar știm cine este premierul Marii Britanii, știm că este cel care a scos Marea Britanie din Uniunea Europeană și știm că este cel care o va duce la un moment dat într-un gard. Da, haideți, domnul director, să revenim la subiectul nostru, că așa v-ați pregătit, la fel de pregătit ca și interlocutorul meu de mai devreme. Vă rog frumos, continuați și ați depus mai devreme despre discuția despre emisiunea. Dar vroiam să spun și eu că noi românii nu putem să nu ne arătăm fața urâtă, nu putem să nu scoatem tarele astea pe care le moștenim din trecutul nostru ancestral, și anume faptul că s-au apucat unii să facă stocuri, alții s-au apucat să facă speculă, așa cum remarca și domnul Anghelescu. Am văzut pe Facebook o postare că cineva a cumpărat nu știu câte sute de flacoane de biocid pentru a le putea revinde la speculă. Deci iată caracterul nostru acesta primitiv, aproape barbar al românului. În loc să fim solidari, așa cum spunea domnul Anghelescu, da? Atunci când te afli la rând, la coadă, și în spatele tău sunt atâția și atâția care speră și ei la o clipă de viață, tu să iei toate sticlele de, toate flacoanele de spirit, sau toate flacoanele de biocid, sau toate flacoanele de clor, mi se pare de o josnicie fără margini. Și de aceea spun, vedeți dumneavoastră, este linia aceasta care ne separă, pe care au trasat-o până și specialiștii în geopolitică și în civilizații. Domnul director, în momente de criză sunt normale aceste gesturi, nu sunt de condamnat. În momente de criză. Este uman. Zic eu. Eu am spus, exaltarea egoismului este într-adevăr un fapt. Supraviețuirea. Dar faptul că le iei doar cu scopul de a le specula. Nu știu dacă este de acceptat faptul că însăși marile lanțuri de magazine care fac în România de ani și ani profituri absolut fenomenale să ridice prețul alimentelor taman acum, în perioada în care economia nu merge, în care există riscul ca omul să nu-și poată plăti ratele, în care există riscul ca omul să nu mai aibă resurse, practic să supraviețuiască, tu să vii și să ridici prețurile. Asta este faptul care mă deranjează cel mai tare. Pe scurt, lipsa noastră de civilizație. În această situație eu fac vinovate și autoritățile care nu au intervenit pentru a bloca această speculă. Pentru că în stare de necesitate, domnule director, este altă situație decât cea normală. Da? Bun. Trebuia decretat o dată cu starea de necesitate și înghețarea prețurilor. Clar. Iată, doamna Leontina Păsărică, multe salutări. Vi s-a fi de ok. Datele nu coincid cu ceea ce se presupune 55.000 de afectați, spune domnea ei. Spune domnul Dani Niculae faptul că, iată, s-a deblocat tranzitarea românilor din Ungaria. Da, o veste bună, o veste îmbucurătoare. Da, asta este într-adevăr o veste bună. Da. Înseamnă că autoritățile au lucrat și, cum să spun, printre veștile proaste, iată că mai apare și câte o veste bună. Am văzut că domnul Anghelescu aprecia implicarea administrației de la Giurgiu în această stare de lucruri și este, dacă vreți... Domnul Anghelescu este un boem. Domnul Anghelescu. Remarcabil. Deși ar fi trebuit să intervină dur, iată că a spus lucruri pe nume, fără să încerce să bate pe nimeni la fund. Sigur că da, și la urma urmei, de ce n-am crede că poate lucrurile chiar s-au derulat în condiții normale și așa cum am remarcat în intervenția doamnei sale, nu, încercarea aceasta de a transmite calm, de a transmite înțelegere, nu, de a transmite liniște înspre populație, mai ales că eu sunt convins că la această emisiune va fi un vârf.
în suita emisiunii pe care trebuie să le-ați făcut și pentru care permiteți-mi să vă felicit și dacă doriți pot să închei. Nu, da, cu... nu, vă rog. Nu, domnul director, dumneavoastră exact ca și Adrian Anghelescu, sunteți din alt aluat, altfel de oameni. S-a demonstrat faptul că, iată și dumneavoastră, ați vorbit despre Anglia 5 minute. Exact așa, Adrian. Oameni adevărați, de oameni care, oameni de care societatea giugiuveană are mare nevoie de dumneavoastră, însă iată că mulți neaveniți politici încearcă să vă obstrucționeze. În mine vor avea cel mai mare adversar posibil. Nu am ce să pierd. Nu mai suport asemenea măgări, ca să spun lucruri pe nume. O voi fi un adversar atroce al lor. Vom fi aici. Însă, ce mă bucură pe mine foarte mult, eu dumneavoastră îl cunoaște comunii foarte mult, îmi spuneți dumneavoastră mie după fiecare emisiune, domnule Must, o emisiune extraordinară. Cea mai frumoasă a fost emisiunea asta. De fiecare dată, chiar dumneavoastră ați spus asta, emisiunea trecută. Iată, domnule director Toma Florescu, ceea ce fără dumneavoastră nu ați fi reușit, este clar, sunteți mintea limpede, un om cu expertiză, un om care aveți multe studii în spatele dumneavoastră, nu reușeam, după cum am spus, să ajung aici. Emisiunea a mers din ce în ce mai bine, din ce în ce mai bine, iată că prindem încrederea giugiuvenilor, suntem apreciați de giugiuveni, însă iată ce spune și domnul Daniel Niculae. Cred că celor care nu vor să vină la dumneavoastră emisiune, domnul Remus, le este frică de unele întrebări incomode. Vreau să fiu și eu pe acel decident. Fără îndoială, acesta este cel mai bun răspuns. Aceasta este cea mai corectă luare de poziție. Nu vin de teamă, sigur că nu vin de teamă. Păi, dar de ce vor? Păi, domnul director, pentru mine este o anomalie. Vreau să conduc urbea, vreau să conduc consiliul local, să fiu membru, să fiu consiliul local, județean, dar mi-e frică să comunic cu giurgiuvenii mei. Păi cum să le prezint eu? Păi dacă mie mi-e frică să ies în față. Dacă atunci când e vorba să vorbesc, mi se pune un nod în gând și nu mai pot să mai comunic. Nu găsesc cuvintele, mi se blochează traheele, mi se blochează laringele, esofagul. Păi cum să caut eu acolo în funcția aia? Domnul director, mă provocați acum să spun niște lucruri pe care totuși nu vreau să le spun. Marea întrebare cu care se confruntă vestii europeni, știți care este? Unde se termină Europa? Și știți care este răspunsul pe care îl dau politologii? Am să vă dau răspunsul unui politolog numit Michael Howard. Un englez. Știți ce spune acesta? Nu. Europa se termină acolo unde creștinătatea occidentală se termină și începe islamul și ortodoxia. Prin urmare, Europa se termină unde se termină civilizația. Dincolo de această linie și știți, spre durerea mea, pentru că v-am spus că mai și citesc din când în când și citeam zilele acestea o lucrare de-a lui Samuel Huntington, Ciocnirea civilizațiilor. Iertați-mă. Știți care paragraf dureros am întâlnit? România este separată, Transilvania de civilizată de restul țării. Și dumneavoastră și domnul Anghelescu în mărinimia domeniei sale și a dumneavoastră, nu? Lăudați, mă rog, îi bângâiați, îi periați pe giurgiuveni. Și în general pe noi, cei din afara lumii civilizate. Nu, civilizația la noi este dincolo de munți, este în Ardeal. Pentru că știți, vă spuneam eu dumneavoastră, știți cine face până la urmă, cine susține fundamental o civilizație? Religia o susține. Iar marea diviziune religioasă dintre bisericile estice și vestice, între acele popoare, este cea dată de acele popoare care au receptat creștinismul direct din partea Romei, ori prin intermediul celticilor sau germanilor, și cele din sud este, adică noi, enorociții, prăbodiții de noi, la care creștinismul a fost receptat prin intermediul Constantinopolului, al Bizanțului. În urmare,
Ce vreți să vă spun? Ce vreți să vă spun? Că m-ați provocat ca să spun aceste lucruri. Încă o dată am să subliniez, până când nu vom deveni civilizați, iată că am fost primiți în Uniunea Europeană. Știți pe ce s-a fundamentat credința occidentalilor că vom deveni și noi civilizați? Pe faptul că nu, vom fi împinși, vom fi împinși de la spate să ne civilizăm. Și ne-am civilizat? Ați simțit dumneavoastră în anii aceștia de la 94, de când am semnat noi pentru prima oară acel contract de asociere cu Uniunea Europeană. Ați simțit dumneavoastră că ne-am civilizat? Domnul director, sunteți foarte dur în ceea ce ați spus. Păi nu, eu n-am vrut să, dar să știți că pur și simplu m-ați provocat. Adică nu trebuie să mai ascundem adevărul sub preș. Da, pentru că, din păcate, așa cum spuneați noastră, avem nevoie de oameni ca domnul Anghelescu. Nu de cei care fug de emisiunea domnul noastră. Director. Nu de cei care se tem de critici. Avem nu de cei care n-au răspunsuri la întrebări. Nu de aceea avem nevoie. Domnul director, să ne ferească Dumnezeu și Maica Domnului. Abia de acum încep problemele omenirii, pentru că nu mai le putem potoli din goana după putere, după arginți, după bani. Clar, deci acest coronavirus este abia începutul sfârșitului. Dacă românul nu se va deștepta și va continua să aleagă prost decidenți, cei care îl conduc, vor sfârși tragic. Acei decidenți nesimțiți și nenorociți, care nu vor binele poporului nostru și care își ascund prostia, nesimțirea și idioțenia prin a pune oameni de paie în funcții publice importante, care nu sunt în stare să gestioneze corect situații reale de criză. Asta ne va aștepta pe noi, în viitor, da. Dacă v-ar asculta pe dumneavoastră, dacă ne-ar asculta pe noi, cei care asta facem de fiecare dată, și încercăm să le arătăm calea dreaptă și le spunem de fiecare dată: schimbați mentalitatea, schimbați mentalitatea, schimbați modul de gândire, nu mai trăiți doar pentru voi, bătrânii pentru ei, bătrânii trăiesc prin intermediul copiilor și al nepoților. Nu mai stați și priviți numai către trecut, priviți înainte, priviți către viitor. Asta le spunem de fiecare dată. Speranța mea este că, privindu-ne și ascultându-ne din ce în ce mai mulți, poate că, la un moment dat, nu, aceste apeluri ale noastre își vor găsi ecoul. Vor avea efect. Aceasta este speranța mea și, așa cum spunea cineva într-un mesaj, nu, este că dumneavoastră, întocmai ca și Rareș Bogdan, veți fi cel care să aducă schimbarea în bine, în orașul nostru și, de ce nu, chiar și în județul nostru. Vă mulțumesc și noastră pentru aceste cuvinte frumoase. Nu am nicio legătură cu Rareș Bogdan. E prea departe de mine ca să pot să fiu comparat cu el. Eu ceea ce fac din suflet, domnule director, am devenit frustrat din punct de vedere politic când văd câte nesimțire este în jurul nostru și copiii noștri nu se pot dezvolta armonios. Noi, oamenii, toată firea, nu ne putem pune punctul de vedere. Iată, sunt bucuros, domnule director, pentru faptul că giugiuveii noștri încep să se dezghețe. Am avut foarte multe, 64 de mesaje am avut în această emisiune. Este un lucru mare și mulțumesc mult giugiuveilor și trebuie să fie conștient giugiuveii că numai împreună putem fi puternici în orașul nostru. Sigur că da, sigur că da. Încă o dată vă mulțumesc și vă doresc să iluminați la minte pe cât mai mulți dintre giurgiuveni. Permiteți-mi să-i salut oriunde s-ar afla, de la marginea Ramadanului până la țărmurile Pacificului. Seară bună și emisiune bună! Vă mulțumim, domnule director! Vă mulțumim mult de tot pentru că, iată, de fiecare dată ne uimiți plăcut cu aceste minunate comentarii ale dumneavoastră. Dragii mei giurgiuveni, vă voi mai reține câteva, 2-3 minute. Iată, Leontina Păsăric, draga mea prietenă, virtuală, ne spune, are dreptate domnul director,
însă e lupta de subsistență. Doamna Andreea Gogonțea, bună seara, să rog mâinile distins, doamnă, să ții noastră aproape de noi. Vă mulțumim mult de tot. Iată ce spune domnul Ionel Dinu, felicitări Remus, câtă dreptate ai. Vă mulțumesc mult, domnule Ionel Dinu, iată Ciprian Dogaru, aproape de noi. Iată, am un mesaj să încerc să-l citesc din partea lui Adrian Angel. Spune așa, felicitări pentru emisiune, temă fierbinte, abordată cu profesionalism, cu apel la calm și responsabilitate civică, dragul meu prieten Adrian Angel, mă bucură mult cuvintele tale. Sunt convins că și pe Adrian Angelescu, dragul meu prieten care a plecat de lângă noi, îl bucură aceste minunate cuvinte, cuvinte frumoase, mai ales că vin din partea ta, un om extraordinar, un om care reprezintă mult pentru comunitatea din Giurgiu și sunt convins că într-un viitor foarte apropiat vei fi aproape de comunitatea din Giurgiu, dintr-o funcție importantă, astfel încât să-ți pui toată experiența ta de viață, o experiență bogată, cu multă expertiză, în folosul giurgiuvenilor. Dragii mei giurgiuveni, încheie această emisiune din această seară, mulțumindu-vă din tot sufletul pentru faptul că, iată, din număr din ce în ce mai mare, sunteți aproape de emisiunea Giurgiu Înainte. O emisiune care scoate în evidență toate derapajele clasei politice giurgiuvene, o emisiune care se vrea a fi aproape și cu siguranță reușește de giurgiuveni, o emisiune care încearcă să închege o comunitate civilă în orașul Giurgiu, astfel încât să nu mai fim coordonați de acești decidenți, mare parte dintre ei care încearcă să se îmbogățească și chiar reușesc, noi rămânând din ce în ce mai goi, goluți în conturi. Aceștia trebuie să plece, acești păduchi ai societății giurgiuvene, să plece și să ne lase, să rămână oameni cu expertiză, oameni care despre ei vorbesc întreaga lor evoluție profesională, evoluție civică, din punct de vedere familial, oameni care și-au demonstrat măestria și au demonstrat de-a lungul întregii vești ceea ce îi reprezintă, nu acești inadaptați ai societății care nu au făcut față în nicio absolut profesiune. Singura lor șansă a fost politica, de unde s-au îmbogățit. Să dispară aceste gunoaie politice, să ne lase în pace, să ne ducem traiul zilnic în credință față de Dumnezeu și cu mândrie pentru faptul că suntem giurgiuveni. Iată unde am ajuns noi ca oraș de-a lungul timpului. Sunt convins, dragii mei giurgiuveni, că vom trece și pe această mare încercare pe care o avem, acest coronavirus. De asemenea, exact cum v-am spus, sunt convins că vom fi uniți. Noi giurgiuvenii și noi românii în general știm să fim disciplinați atunci când trebuie. Sunt convins că așa vom face și acum. Însă fac de acum un apel la dumneavoastră, că vom trece. Deci vom trece clar peste această încercare. Cât de curând va fi scos și vaccinul care ne va scuti de toate aceste probleme. Însă, într-un minut am terminat. Ce vă rog eu, dragii mei giurgiuveni? Dați-vă seama cât de important este ca în fruntea unei comunități, în funcție decidente al unui județ, al unui stat, să fie oameni reprezentativi, oameni care în situații de criză să știe cum să ne apere familia, să ne apere și pe noi de ce este rău. Pentru că acești îmbuibați ai societății nu sunt în posibilitatea de a ne scăpa și de a ne pune la adăpost. În momentul acela cedează, refuză dialogul cu noi și rămânem de izbeliște. Mai devreme, mai târziu, ne va părea rău. Așa că, dragii mei giurgiuveni, dragii mei prieteni români de pretutindeni, a venit vremea să dăm cel mai conștient vot din viața noastră la următoarele alegeri care se apropie. Vă mulțumesc mult de tot și eu, care personal îi mulțumesc dragului meu prieten, un băiat pe care îl iubesc ca pe fratele meu, Ianis. Iată, toată ziua am stat la serviciu, toată ziua am muncit, am avut emisiune de la 5, iată, a rămas, a lucrat în continuare, a făcut și alte emisiuni pentru noi, pentru giurgiuveni, îi mulțumesc mult de tot, are toată aprecierea mea. Îi mulțumesc mult de tot, așa cum vă mulțumesc dumneavoastră, dragii mei giurgiuveni, pentru faptul că a fost aproape de noi.
Vă dorim toate cele bune, să ne ajute Dumnezeu să trecem peste acest pas și cu siguranță vom ieși mult mai întăriți din ceea ce ni se întâmplă. La revedere, Giurgiuveni, la revedere, Giurgiu, oriunde v-ați afla. La revedere!